Bună dimineața! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi vom face un mic dejun sănătos. Vom face lapte de mandorle și iaurt cu migdale, semințe de floarea soarelui cu nuci, semințe de susan și chia. Și apoi vom pune dulceața de prune fără zahăr, făcută în casă de noi, din prune și cu stafide. Bună dimineața, bună dimineața! Facem micul dejun și apoi scăpăm la mare. Aprofităm de zilele călduroase. Astăzi avem mare pentru noi, doar pentru noi. Puține persoane se duc. Așa. Și voi începe cu laptele de migdale și apoi să facem iaurtul. Am să dau așa deoparte. Bună dimineața, bună dimineața! Pregătim micul dejun și apoi scăpăm la mare. Aprofităm de zilele călduroase. Așa. Și voi începe cu laptele de migdale. Eu aici am 500 de apă și circa 100 de grame de migdale. Și le vom strecura. Eu mi-am pregătit aici un prosopel de bucătărie spălat și apoi i-am pus în apă cu bicarbonat. O să-l stoarcem și o să punem aici, o să strecurăm. Și apoi o să punem într-un pahar. Vedeți, migdalele le-am pus de seara cu apă să se umfle și acum să încercăm să scoatem pielea sau pielița. Așa. O să le scoatem din apă și o să le punem așa aici. Așa, vedeți? Migdalele noastre sunt umflate și o să le scoatem pielița. Ia uitați cum se ia, vedeți? Ușor. Cine dorește să facă, poate face și cu migdalele uscate. Le macină înainte, că pielea conține foarte multe fibre. Așa. Și punem așa aici migdalele noastre, le curățăm. Așa, repede, repede. Acesta este micul meu dejun de astăzi. Lapte de migdale și iaurt cu fructe sechi. Și cu dulceața de prune făcută în casă de mine, fără zahăr. Să știți că este o bunătate. Așa. Ia uitați cum se curăță imediat. Le puteți lăsa și o zi și o noapte la umflat. Așa. Încet. Le curățăm imediat și facem lăpticul nostru. Și cine dorește, poate îndulci cu miere de albine sau cu puțin zahăr, după gust. Așa. Mie nu-mi place dulce și de ce eu nu pun? Este foarte bun și fără zahăr. Așa. Haideți, vedeți cum s-au umflat? Stând în apă. Așa, și să le curățim repede și să facem laptele nostru. Așa. Și apoi facem iaurtul. Mic dejun sănătos. O să dau aici deoparte. Așa. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la Camelia în bucătărie. Astăzi facem un mic dejun și apoi scăpăm la mare. Aprofităm de zilele călduroase până de seară. Aseară nu am mai intrat, am ajuns târziu. Am stat toată ziua la mare. Așa. Acum plaja este liberă. Foarte puține persoane. Avem marea doar pentru noi. Așa.
cine a venit acum mai târziu, aici avem migdale, le curățim, le-am pus în apă aseară sau le puteți pune la dimineața până a doua zi dimineață. 100 de migdale, vedeți? Cu 500 de apă. Și acum apa o puneți după cum doriți consistența, să fie mai subțire sau mai gros laptele. Și vedeți, acum le curățim. Scoatem pielea și apoi le mixăm într-un blender. Așa, încet, încet. Vedeți că iese foarte repede. Aici mi-am pus un șervet spălat, curat, în apă cu bicarbonat. Imediat o să-l stoarcem bine. Așa, ca să stoarcem laptele. Sau puteți pur și simplu strecura printr-o strecurătoare, dacă doriți. Să fie mai fin, îl stoarceți printr-o un prosopel sau prin tifon. Așa, curățim toate migdalele noastre. Vedeți? Se curăță repede, repede, repede. Bună ziua, bună ziua! Sau bună dimineața, bună dimineața! Facem micul dejun, ca apoi scăpăm la mare. Așa. Acestea sunt migdalele. Vedeți cum s-au umflat? Așa. Facem laptele de migdale și apoi facem un iaurt cu nucă, cu floarea soarelui, semințe de floarea soarelui, cu chia, cu semințe de susan și migdale. Așa, am curățat. Și aici avem apa și migdalele. Dă migdalele uscate, le putem pune cu apă pentru a doua zi dimineață. Aici, cum am spus, am un șervet pus în apă cu bicarbonat, spălat, curat și pus în apă cu bicarbonat și acum o să-l stoarcem bine, bine și o să am să-l plătesc puțin și după aceea îl stoarcem bine și o să punem să facem laptele. Aici sunt, nu am plecat. Așa. Am stors bine și acum am să pun între două șervețele ca să mă iau din apă. Așa. Și pun așa între două șervețele. Șervetul nostru. Așa, și îl dau deoparte. Și acum, în blenderul nostru, voi pune migdalele. Și apa. Așa, o să punem doar mai puțin la început. Mixăm. Așa. O să pun să nu fac prea mare gălăgie. Așa, și mai pun puțină apă. Așa, jumătate de kilogram de apă la 100 de migdale. Așa, puțin. Și este gata. Dăm deoparte. Aici avem un vasul nostru. O să punem șervetul nostru. Și apoi o să strecurăm. Cine dorește să-l strecoare, cine nu, îl poate bea așa cum este, vedeți? Și strecurăm așa bine totul aici. Așa. Trebuie măcinate un pic mai bine, dar este de ajuns și așa. Așa.
Așa, ia să vedem. Ia uitați. Și acesta este laptele nostru. Cine dorește, îl poate și îndulci. Eu nu îl îndulcesc. Așa, vedeți? Și strângeți bine, bine. Așa, dăm deoparte. Bună dimineața, Vase! Bine ai venit! Așa. Hai să punem așa într-un pahar înalt laptele nostru. Așa. Vedeți? Lapte de migdale. Mulțumesc pentru floare, Vicky. Îți trimit și eu o floare. Un pupic. Vă trimit tuturor pupici. Așa. Și acesta este laptele de migdale. Ia uitați. O bunătate. Un deliciu. Și acum, după ce am preparat laptele, să facem iaurtul. Tot la fel, cu semințe, natural, fără zahăr. Așa, încercăm cât mai puțin zahăr să evităm. Să-l mâncăm. Iaurtul de migdale. Iaurt de migdale. Vedeți, un deliciu. Știți că este bun să-l faceți. Așa, și dăm la deoparte. Și acum, pentru iaurtul nostru, avem un pahar de iaurt. Apoi, aici am migdale, așa, cam câte o linguriță din fiecare. Migdale, semințe de chia, semințe de susan, nucă și semințe de floarea soarelui. Puneți ce fel de semințe aveți în casă. Așa. Și apoi, eu aici am dulceață de prune, fără zahăr. Aveți rețeta pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia. Ia uitați cum arată. Trebuie, prunele se spală, se rup, se scoate sâmburele și apoi se pun într-o oală la foc mic, 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 până scad bine, bine, bine. Și după ce au scăzut bine, să scadă toată apa, atunci puneți într-un borcan sterilizat, le sterilizați din nou, le puneți în apă sau la cuptor și le sterilizați bine și aveți dulceață de prune fără zahăr. O bunătate. Și eu am să pun și câteva stafide ca să dăm puțină dulceață la iaurtul nostru, cine dorește. Așa. Și iaurtul este iaurt natural. Cine dorește poate adăuga puțin zahăr, pudră sau puțină miere de albine. Așa. Și acum. Sau puteți pune pur și simplu fructele proaspete. Fără dulceață, fără... Puneți prune, ia uitați, le tăiați, piersici, banane, căpșuni, tot ce doriți în interior. Și aveți un mic dejun sănătos. Acum, eu voi pune aceste semințe aici și am să le blenduiesc. Să știți că iaurtul cu semințele în interior este bun, 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 bun. Așa, punem nuca. Punem și susanul, le punem așa pe toate, ne uitați să se vadă, așa, și semințele de chia, așa, și migdalele, le punem așa pe toate aici, așa, și semințele de floarea soarelui, cu
ce încercați aceste semințe măcinate cu iaurt, o să vedeți ce bun este, o să mâncați mereu și o să dați și la copilaș. Așa. Puteți face și doar cu migdale sau doar cu floarea soarelui. Într-o zi mâncați cu iaurtul cu semințele de floarea soarelui, într-o zi cu semințele de chia, într-o zi cu migdalele. Așa, ia să punem așa totul aici. Așa. Mulțumesc, Cati! Îți mulțumesc din suflet! Te pup dulce, vă pup pe toți și pe toate. Așa, am pus aici totul și acum închidem așa bine și mixăm. Am să fac iarăși puțină gălăgie. Am să pun așa dedesubt. Gata. Să știți că mai rămân și bucățele puțin mai mari de migdale sau de nucă și este o plăcere să le găsim așa în interior. Și acum dăm deoparte și avem semințele noastre măcinate. Așa. Iaurtul. Acum o să le punem încet în iaurtul nostru. Să știți că este o bunătate. Eu m-am îndrăgostit de iaurtul acesta, așa, cu semințe în interior. Așa, iaurt natural. Cine dorește, îl poate și îndulci. Așa. Și amestecăm. Amestecăm așa încet. Așa, le punem pe toate. Câte o lingurită din fiecare, nu puneți mai mult. Așa, cam 40 de grame, 50 de grame să fie, nu mai mult. Este de ajuns. Așa. Am pus așa toate semințele și acum amestecăm încet. Adăugăm și câteva stafide, le punem, ele se hidratează în interior și lăsați o jumătate de oră sau puteți face seara. Seara și a doua zi este gata pentru micul dejun. Așa. Eu așa mai fac seara pentru a doua zi. Așa. Și am amestecat așa bine. Să știți că este o bunătate. Și acum voi pune puțină dulceață, dulceață de prune, fără zahăr. Să încercați să vedeți că este bună, bună. Rețeta o găsiți și pe canalul meu de YouTube. Am să fac așa. Și acum deasupra voi pune, ia uitați, câteva semințe, așa să fie crocante, de chia, de susan, de floarea soarelui. Așa, rupem amigdală și o facem așa bucățele, dacă putem. Dacă nu, o tăiem așa cu un cuțitaș și punem așa deasupra. Așa. Ia uitați. Și nuca, tot așa o rupem și punem o bucățică aici, o bucățică aici. Așa, mai punem câteva semințe de chia. Și dacă preparați de seara, dimineața să vedeți ce gust bun are. Așa, ia să luăm de aici firmiturile. Ia uitați, un deliciu, o bunătate. Ia uitați ce pahar. Să știți că este un pahar de 200. Așa. Și am pus iaurtul cu două degete mai jos, un deget și jumătate.
mic dejun sănătos. Ia să gustăm. Un delicio. Este bun. Aici avem iaurtul și laptele nostru. Acesta este micul meu dejun. Și îl puteți prepara și seara. Laptele durează și 2 zile în frigider. Îl puneți într-o sticlă. Și înainte de a-l bea, îl agitați. Cine dorește să nu-l strecoare, îl poate lăsa. Macină foarte, foarte, foarte bine migdalele. Apoi pune apa și macină bine, bine, bine. Și poate lăsa și migdalele în interior. Cine dorește. Cine nu, strecoară. Ați văzut. Printr-un tifon sau printr-un prosopel, spălat bine. Eu l-am pus după aceea și l-am ținut în apă cu bicarbonat. Și îl clătim, îl stoarcem bine, bine, bine. Și apoi stoarcem și scoatem doar laptele ca să fie fin, fin. Să știți că este o bunătate să încercați. Eu nu le-am îndulcit. Aici am iaurt cu semințe, care este iaurt natural. Și aici laptele tot așa, nu este dulce. Cine dorește poate adăuga puțin zahăr și într-o parte și în cealaltă, sau puțină miere și într-o parte și în cealaltă. Eu aici am pus stafidele, că sunt dulci. Și este de ajuns. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și că mi-ați fost astăzi dimineața alături. Acum eu vă pup și zbor spre mare. Aprofităm de zilele frumoase, cât mai sunt acum, și după aceea o să intrăm să ne vedem să facem și altceva, ceva mai complicat. Cum v-am promis, cum se răcește, începem să facem cozonac. Să vă arăt cum fac eu cozonacul, facem un direct și o să petrecem câte o zi întreagă împreună. Și vă mulțumesc. Să încercați dulceața de prune sau gemul de prune. E dulceață, că rămân întregi. Ia uitați cum sunt întregi bucăți. Este un deliciu. Dulceață de prune fără zahăr. Din aceste prune, ia uitați, spălate, curățate de sâmbur, puse într-o oală la foc mic, 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 mic. Și până scad, trebuie să scadă bine, bine, bine. Durează cam o oră, două și trei, depinde de cantitatea pe care o aveți. Eu am făcut puține, fac în fiecare an, câte un borcanel, așa că mâncăm imediat. Dar ca să dureze în timp, trebuie scăzută bine, bine, bine. Și apoi puse în borcane, borcanele e posibil să fie și fierbinți, sterilizate. Și puneți dulceața fierbinte în borcanele fierbinți, sterilizate, închideți, le lăsați să se răcească și după aceea le puteți și steriliza în ori la cuptor sau le puneți în apă, într-o oală, așa, una lângă celălalt, de desubt puneți un prosopel și le sterilizați circa după ce începe să fiarbă apa puțin, o jumătate de oră. Și aveți o dulceață fără zahăr de prune. Așa. Este mai multă dulceață decât măgiulul care știm noi făcut cu zahăr. Așa. Vă pup. Vă mulțumesc din suflet. Vă doresc o zi frumoasă. Și ne vedem. Ne vedem. Poate intru și mâine dimineață. Să vedem. Să vedem cum este vremea și... Vă mulțumesc din suflet. Și vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Vă pup dulce și vă urez o zi frumoasă în continuare și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. La revedere, o zi frumoasă, pupici și multă, multă sănătate vă doresc. La revedere!